Bună seara, vă spun și eu. Avea dreptate, Bogdan, sunteți atât de frumoși și vreau să vă felicit pentru că ați ales ca în această seară să fiți aici și să aflați informații care să vă ajute pentru sănătatea voastră. Am auzit o grămadă de vorbitori care au venit și ne-au spus ce să facem să fim mai sănătoși, ce să facem să fim mai sănătoși și, în esență, cum putem să trăim o viață cât mai împlinită, cu sănătatea la purtător. Eu astăzi n-am venit să vă spun cum să trăiți sănătoși, ci am venit să vă spun că sunteți deja sănătoși și că v-ați născut deja sănătoși. Povestea pe care am să vă spun este a unei prietene foarte apropiate de sufletul meu, care la un moment dat a fost condamnată la moarte de un diagnostic foarte dur. O fire puternică și luptătoare nu s-a lăsat învinsă, însă orgoliul extrem de mare a determinat-o să nu spună nimănui, decât unor oameni foarte, foarte apropiați. Am luptat umăr la umăr alături de ea câțiva ani și ce am învățat despre corpul uman și despre cum funcționăm, vreau să vă dau și vouă în această seară. Așa ca un mic reminder, ca să aflăm că suntem sănătoși. Avem la dispoziție un sistem, poate cel mai inteligent sistem existent pe planeta asta, corpul nostru. Dar foarte puțini dintre noi ne dedicăm timp să-l cunoaștem, să învățăm cum funcționează și să știm în permanență ce butoane să apăsăm pentru ca acest sistem să funcționeze optim cât mai mult timp. Ce pot să vă spun despre acest sistem este că pentru o picătură de sânge e nevoie de 30 de secunde ca să facă un tur complet prin tot corpul nostru. Probabil v-ați uitat la filme în care sunt otrăviți diversi regi, oameni care nu sunt prea doriți și cât de repede se manifestă în corp acea otrăvire. Cât de repede își face efectul. Exact ăsta este motivul principal pentru care se manifestă atât de repede efectul. De asemenea, un lucru foarte important de care să țineți cont este faptul că la fiecare 7 ani celulele noastre sunt altele. Așa că cei care zic eu nu vreau să mă schimb pentru nimic sau sunt exact ca cu 10 ani, mai gândiți-vă. Corpul vostru nu mai este ca cu 10 ani. Un aspect deosebit de important pe care l-am învățat și despre care n-am avut habar multă vreme și care este fundamentul, în esență, al tuturor teoriilor despre alimentație, ce să mâncăm, ce să ne hrănim organismul, este faptul că acidul gastric este atât de puternic încât ar putea să dizolve o lamă. De aceea e important ce introducem în organism. Pentru că dacă îi dăm ceva care are nevoie de multă digerare, de multă activitate, el va secreta o cantitate foarte mare de acid gastric. Iar celulele din mucoasa gastrică trebuie să se regenereze cât mai curând. Iar ele se regenerează între 2 și 4 zile pentru a evita ca organismul nostru, ca stomacul în esență, să se autodistrugă din cauza acizilor. Când am descoperit acest lucru, am decis instant să am grijă ce mănânc. Pentru că acest lucru, corelat cu cele 30 de secunde, poate decide dacă eu am un corp sănătos sau nu. Și ce vreau să vă mai spun este că al nostru creier emite într-o zi, în 24 de ore, mai multe impulsuri electrice decât toate telefoanele mobile de pe planetă.
Din păcate, cea mai mare activitate a creierului este în timpul somnului. V-ați întrebat vreodată de ce? Vă întrebați acum de ce? Da. Pentru că în timpul somnului, noi respirăm corect. Când stăm întinși pe spate, respirația noastră este automat abdominală, respirația corectă. Și pentru că intrăm în stare de visare, creierul nostru nu mai face diferența între realități. Și el consideră că ies, acum îmi fac de cap. Dar vă spuneam un video la început, căci în contul nostru, în fiecare zi, la ora zero, în contul nostru personal de existență, în fiecare zi sunt depuse 86.400 de secunde de sănătate. Ați fost vreodată la mare și ați luat într-o sticlă apă din mare? Da. A fost cu ceva diferită apa din sticlă față de apa din mare? Era într-o formă bine definită. Fiecare moment prezent, fiecare secundă pe care o trăim, are experiența veșniciei integrată. La fel cum apa din mare, chiar dacă o luăm într-un pahar, chiar dacă o luăm într-o epruvetă, chiar dacă o punem într-o sticlă de 5 litri, are exact aceeași compoziție ca și apa din mare de unde am luat-o. Doar că este într-o fărâmă mai mică. Iar aceste 86.400 de secunde le avem la dispoziție și putem face ce vrem noi cu ele. Însă câți dintre noi conștientizăm ce facem cu aceste secunde? Pentru că știți ce se întâmplă? Fiecare gând, fiecare emoție pe care o avem se cristalizează în molecule din corpul nostru. Vă amintiți că v-am spus, la fiecare 7 ani, toate celulele s-au regenerat. Fiecare emoție pe care o trăim ne influențează următoarele momente. Între 30 și 50 de ani, ceea ce gândim, ceea ce facem, obiceiurile pe care le avem și alimentația pe care o avem, ne influențează, cum ne spunea Claudiu, ne influențează viața pentru următorii ani, următoarele clipe pe care le vom trăi. Fiecare moment pe care de boală, pe care îl vei hrăni cu atenție și cu energia ta, pentru că fiecare emoție are o încărcătură energetică, nu face decât să susțină. Și când spun să hrănești cu energie, mă refer la atenție, disperare, frică, deznădejde, momente în care nu mai știi ce să faci, fiecare emoție pe care o imprimi acelei boli nu face decât să o ajute să se instaleze și mai confortabil la tine în corp. Astfel că fiecare secundă în care tu ești în acea stare nu te ajută cu nimic să te vindeci. Și mai rău, ajută boala să capete putere. Sfatul meu pentru încheiere este să trăiți în prezent, să învățați să lucrați cu sistemul pe care îl aveți la dispoziție, să învățați să lăsați corpul să se relaxeze, pentru că în fiecare moment în care corpul se relaxează, primește așa ca o gură de oxigen în care toate celulele se încarcă cu liniște, cu pace și cu bucurie. Vă spuneam mai devreme de prietena mea. Sunteți curioși să o cunoașteți? Da. Vedem. Ea este aici în această seară și mulțumește cu recunoștință pentru faptul că o boală cruntă a reușit să o readucă la viață. Îmi doresc din tot sufletul ca fiecare om să învețe să se
vindece singur, pentru că putem să ne vindecăm singuri. Și tot secretul este în interiorul nostru. Atât timp cât lucrăm din interior spre exterior, lucrurile se schimbă. La fiecare 7 ani avem un corp nou-nouț. Ce fel de celule generăm în acești 7 ani? O întrebare cu care să rămâneți să mergeți acasă.